Astăzi creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie, o sărbătoare importantă pentru români ce are loc în data de 20 iulie. Sfântul Ilie este considerat în popor făcător de minuni și aducător de ploi. Astăzi îl cinstim pe Sfântul Ilie. Este indicat să ne odihnim, să nu lucrăm nici în gospodărie, treburi casnice, nici la câmp pentru a nu stârni mânia Sfântului. În credința populară se spune că Sfântul Ilie poate provoca furtuni puternice. Așadar, nu se lucrează pământul pentru ca recoltele să fie ferite de grindină și fulgere. Biserica Ortodoxă, biserica noastră, prăznuiește un mare proroc al bisericii și anume Sfântul Ilie Tezvitanu. Acesta a fost un proroc mare al Vechiului Testament care a trăit aproximativ 800 de ani înaintea noastră. Un om cu multă râvnă, cu multă putere în mulțimea pe care o avea și un om, un proroc care a susținut credința într-un singur Dumnezeu. În vremea aceea era politeismul foarte mult ridicat în rândul oamenilor. Și regele Ahab cu împărăteasa Izabela propulsau foarte mult idolatria, credința în mai mulți dumnezei. Sfântul Ilie Tezvitanu a venit și a mustrat această necredință și credința în mai mulți dumnezeu, care se ajungea cu lăcomii, cu desfrânări, cu fel de urățenii imorale omului și le-a spus că o perioadă lungă de timp va veni secetă. Din bătrân se spune că este bine ca în această dimineață să fie culese plante de leac, mai ales busuioc pentru noroc și sănătate. După ce sunt culese, ele sunt puse la uscat. A venit atunci Sfântul Ilie la împărat și l-a rugat să termine cu această necredință și să se întoarcă în credința într-un singur Dumnezeu. Atunci s-a dat acea vestită probă a focului. Când au fost chemați toți preoții lor, așa ziși preoți idolatri, și au rugat zeitățile lor ca să coboare foc din cer să aprindă jertfa de pe altar și nu s-a aprins. Însă când Sfântul Ilie Tezvitanu a făcut o rugăciune, imediat s-a aprins acest foc, această jertfă. A înviat copilul unei văduve din Serapta Sidonului. A fost amulțit uleiul, a făcut multe minuni. Iar nouă în creștinism ne rămâne Sfântul Ilie Tezvitanu ca un mare apărător al credinței într-un singur Dumnezeu, ne rămâne cu râvna lui, care ne dă nouă ca mărturie să avem și noi râvnă ca și el, în a crede în Dumnezeu, în a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu și în a face rugăciune spre mântuirea sufletelor noastre. La mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântul Ilie, să îi binecuvinteze Dumnezeu și pe ei și pe noi pe toți, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tot de Sfântul Ilie se strânge mirea din stup, se duc faguri la biserică pentru sfințit, după care se împart de pomană. În anumite zone, oamenii mănâncă fructe proaspete pentru a fi sănătoși. În biserici, preoții săvârșesc slujbe religioase, iar creștinii sunt așteptați să participe și ei, relatează observatornews.ro.